Bună, draga mea! Sunt Luna Ala! Persoanele născute sub semnul balanței, în noiembrie vor avea multe oportunități de dezvoltare. O altă întrebare este dacă le vor putea folosi. Astrele te sfătuiesc să nu te îndoiești de tine, ci să acționezi, atunci norocul va fi de partea ta. Este o perioadă de teste dificile pentru aproape toate semnele zodiacale, iar balanța nu va fi o excepție. Motivul pentru toate acestea sunt influențele dizarmonice ale Universului, completate de energia puternică a eclipsei de lună din 8 noiembrie. Acest aspect astrologic actualizează probleme nerezolvate nu doar ale unui plan privat, ci și la un nivel public mai global. Dragoste Balanța singuratică se va scălda în atenția pretendenților. Știu, este o expresie care ți încântă urechea și inima. Vrei atenție. Te simți ca un copil de 5 ani care are nevoie de toată atenția celor din jur. Multă vreme, nu te vei putea decide cu privire la simpatia ta pentru cineva. O vei provoca. O astfel de situație suspendată va stânge în foarte mult pe oricine, în afară de tine tu te simți în largul tău și basta, cu mare reticență, crezi că decizi fără a te vedea prin ochii celui ales de tine. Nu încerca să începi relații pe care tu crezi că vor doi nu în timp, poți fi victima propriilor tale interese. Balanța cu familie trebuie să se ferească de situații ambigue în comunicarea cu ceilalți, altfel partenerul poate considera relația ta ca flirt și chiar trădare. Multe? chiar și alianțele puternice în noiembrie vor fi amenințate, așa că nu-ți permite să intri în dispute critice, nu încerca să exagerezi cu romantism și complimente, fii rezervată, nu fi supărată dacă trebuie să recâștigi din nou inima unei persoane dragție. Sănătatea În noiembrie, starea fizică a balanței va depinde multă de echilibrul mental. Rezistă cu toată puterea situațiilor stresante. Găsește alinare în bucurii autoprovocate și activități preferate, fi mai des înconjurată de prieteni și familie, iar dacă nu ai una sau alta, încearcă să fii puțin mai discretă, mai misterioasă, pisica cu coada sus atrage, dar nu face. Dacă simți o presiune socială, atunci este mai bine să te retragi cu tine, să meditezi, să asculți muzica plăcută să vezi o telenovelă siropoasă braziliană. Plimbăți ți cele mai des în aer liber pe propriile picioare. Prima decada lunii noiembrie este grozavă pentru o examinare preventivă, mai ales dacă te deranjează ceva. În caz de urgență, nu ezita, consultă imediat un medic. Există riscul de rănire gravă, așa că renunță la sporturi extreme și la conducerea mașinii ca într-un raliu. Șefii tăi vor aprecia că ești nevătămată, nici de cum invers. Banii. În noiembrie, balanța va fi adânc pasionată de viața ei personală, ceea ce va fi sigur că îi va afecta ritmul de lucru. Toate chestiunile serioase vor trece în fundal. Atmosfera boemă va domina spiritul critic. Aceste lucruri nu va trece neobservată de colegi și de șefi. Fii pregătită pentru comentarii critice care vor fi bine meritate. Lipsa de finanțare este și rezultatul unei atitudini neglijente față de muncă. Pentru cei care sunt ocupați cu propria lor afacere, astrele promis succes dacă au picioarele în apă rece și capul suficient de limpede. Poți conta pe profit și dezvoltare bună. Trebuie să obții sprijinul unei persoane care te va ajuta cu probleme juridice complexe. Pot exista situații de neînțeles cu semnarea actelor? Fii vigilentă și atentă! Succesul le așteaptă pe oamenii asociați cu comerțul, contează pe fidelitatea clienților și pe venituri bune. Zilele în care norocul va bate la ușa ta sunt afișate pe ecran. La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot? Te aștept!